regăsit, dragi telespectatori TVR Iași. Vă salută Părintele Adrian Blăjuță la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului la TVR Iași. Este emisiunea care vorbește despre evenimentele importante din viața Bisericii Catolice din România, dar și despre celebrări, evenimente pe care le trăim în această comunitate. Bineînțeles, importante pentru dieceza de Iași și nu numai. De altfel, în luna mai avem mai multe aniversări și Biserica Catolică din România aniversează mai multe evenimente deosebit de importante pentru istoria sa recentă și în această lună se dorește a aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru aceste evenimente, momente deosebite din istoria sa recentă prin o serie de celebrări și manifestări. De altfel, în dieceza romano-catolică de Iași este cea de-a 10-a aniversare a beatificării episcopului martir Anton Durcovici. Ne amintim cu toții cu drag de acel moment de acum 10 ani de pe stadionul municipal din Iași și, totodată, în ziua de 18 mai acestei luni, vom avea și ziua diecezană a tineretului. Așadar, sunt momente importante pe care le pregătim, le anunțăm deja la începutul acestei luni și este tema de astăzi a emisiunii Lumina Creștinului, ziua diecezană a tineretului și vorbim despre aceste momente cu invitatul meu de astăzi, Părintele Eduard Cristian David, în calitate de responsabil al pastorației tineretului în decanatul de Iași. Bun revenit, Părinte! Bine v-am găsit! Ne bucurăm să vorbim despre aceste evenimente, sunt multe în această lună și ne bucurăm totodată că, iată, suntem în preajma sărbătorii învierii Domnului nostru Iisus Hristos și la sărbătorit această sărbătoare, solemnitate și Biserica Ortodoxă. E bucuria aceea pe care o avem că putem să ne salutăm cu toții cu salutul Hristos a înviat, adevărat a înviat. În aceste zile avem marea solemnitate sărbătorită, iată, de toți creștinii acum și de frații ortodoxi și de comunitatea greco-catolică. Părinte Edi, la începutul dialogului nostru, haideți să vedem de ce s-a ales această zi de 18 mai pentru a realiza, pentru a organiza această întâlnire a tineretului, care n-a mai fost de mult la nivel diecezan la noi în biserica locală de Iași. Aș spune că alegerea datei este una chiar providențială. Pe 17 mai, așa cum ați spus, se împlinesc 10 ani de la beatificarea episcopului martir Anton Durcovici. Iar ziua tineretului, în mod obișnuit, la noi în dieceză se celebrează sâmbăta. Așadar, cumva în legătură cu acest aniversar, s-a ales sâmbăta cea mai apropiată, care, spuneam, providențial este chiar ziua următoare după aniversarea beatificării episcopului Durcovici, așadar 18 mai anul acesta. Și e importantă această apropiere dintre cele două sărbători, tocmai pentru a-l face cunoscut pe episcopul martir Anton Durcovici tinerilor și pentru a-l prezenta tinerilor așa cum este el, ca un martor al speranței, ca unul care și-a dat viața pentru poporul lui Dumnezeu în vremuri destul de tulburi și care nu a încetat să spere, deși a traversat, bineînțeles, momente dificile. Știm că a fost închis în închisoare și a suferit persecuții tocmai pentru credință și de aceea poate fi prezentat și este prezentat drept un model pentru tineri și o încurajare pentru tineri pentru a crede chiar și în vremuri dificile. Ne aducem aminte de acel moment petrecut pe 17 mai 2014 pe stadionul municipal din Iași cu prezența
cardinalului Angelo Amato, cel care a proclamat această stare, nu, pe care o are episcopul nostru martir Anton Durcovici în ceruri, ca fericit, a fost beatificat aici la Iași. Un eveniment așteptat de mult timp, deja pregătit, îmi aduc aminte, pe 31 octombrie 2013, atunci când am primit această veste de la Vatican că va fi beatificat episcopul Anton Durcovici, întreaga dieceză de Iași, și nu numai, s-a pregătit pentru acest eveniment și peste 20.000 de persoane au participat la evenimentul beatificării de pe stadionul municipal. A fost o celebrare sărbătorească, o manifestare a credinței și a bucuriei că avem această siguranță că un frate, cineva din dieceza noastră, un păstor, este acolo în ceruri și ne veghează și noi putem să apelăm la mijlocirea sa. E vorba de episcopul martir Anton Durcovici, acum fericit, iar în perioada aceasta noi ne rugăm în continuare pentru ca să fie declarat sfânt, să fie canonizat de către biserică. De asta cred eu că e importantă și legătura cu tinerii și vom vedea și mai mult de ce este această zi de 18 mai aleasă pentru ziua tineretului. Au fost mulți tineri și atunci la beatificarea episcopului Anton Durcovici. De altfel avem și această temă, vorbim despre recunoștința față de Dumnezeu pentru aceste momente pe care le-am trăit în dieceza romano-catolică de Iași. Tema aleasă pentru întâlnirea tinerilor de anul acesta este forța speranței, bucuria recunoștinței. De ce s-a ales această temă? S-a ales această temă cumva în perspectiva ceea ce trăim și a ceea ce urmează să trăiască biserica la nivel universal. Purtăm această forță a speranței sau această forță a speranței se naște în noi din recunoștința plină de bucurie față de darurile pe care ni le-a oferit Dumnezeu. În mod special în această situație, ei suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru darul fericitului episcop Anton Durcovici, pe care l-a făcut diecezei noastre și bisericii catolice din România. Și în același timp spuneam că și în perspectiva Bisericii Universale, pentru că ne pregătim pentru jubileul din anul 2025, care are în centru tocmai tema speranței. De aceea și Papa, pentru Ziua Tineretului de anul acesta, care va fi sărbătorită în Duminica lui Hristos Rege, a ales ca temă Cel care speră în Domnul umblă fără să obosească, un pasaj din Cartea Profetului Isaia. Și continuă Papa să insiste pe această temă a speranței. E o speranță care ne orientează spre viitor, dar o speranță care este plină de forță, tocmai pentru că în noi se naște această bucurie a recunoștinței, pornind de la lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a oferit, de la realitățile pe care Dumnezeu ni le-a oferit în dar și care trezesc în noi o bucurie care ne orientează și ne ajută să privim spre acel viitor cu speranță. Suntem la începutul lunii mai. Luna aceasta frumoasă a florilor este luna dedicată Sfintei Fecioare Maria, regina lunii mai. O lună frumoasă care are în centru, putem să spunem, acest moment al întâlnirii tinerilor la Iași, la catedrala noastră din Iași. Suntem acum încă în pregătirea acestui eveniment. Dar deja, bineînțeles, avem stabilite și anumite obiective. Ce se dorește prin această întâlnire din anul 2024 a întâlnirii diecezane a tinerilor aici la Iași? Se dorește, în primul rând, o încurajare a tinerilor să participe la un eveniment, la o asemenea manifestare, la o întâlnire în care să împărtășească credința lor, să fie un moment de comuniune pentru ei, în care să efectiv să se întâlnească și să se bucure de o împreună trăire a credinței
și apoi să-i ajute pe tineri, se dorește că această zi, care are în centru această virtute a speranței, să-i ajute pe tineri tocmai să cultive în ei virtutea speranței. Avându-l ca model pe fericitul episcop Anton Durcovici și văzându-i și pe ceilalți tineri cum își trăiesc credința, ei să trăiască în ei această virtute a speranței și ei să o trăiască în viața lor ca o încurajare, ca o îndreptare spre acest scop care este Dumnezeu și trăire bucuroasă a credinței. Apoi, un alt obiectiv, să spunem așa, al zilei tineretului este tocmai trăirea recunoștinței. Putem fi bucuroși, putem trăi speranța noastră cu putere, cu forță, în măsura în care avem recunoștință și, slavă Domnului, avem suficiente motive pentru care să fim recunoscători. Spuneam, principalul motiv e cel al beatificării, al aniversării beatificării episcopului nostru, martir Anton Durcovici. Apoi se împlinesc 5 ani de la vizita Papei Francisc în România, iar aici, la Iași, a avut loc o întâlnire specială a tinerilor cu Papa Francisc, deci e un aniversar care iarăși are în centru pe tineri. Iar apoi se împlinesc și 25 de ani de la memorabila vizita Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea în România, un papă, așa cum bine știm, al tinerilor, chiar cel care a început și a inițiat aceste întâlniri mondiale ale tinerilor, care apoi, pe parcursul timpului, s-au concretizat și în întâlniri diecezane sau naționale. Mii de tineri participă la astfel de întâlniri în diferitele locuri din dieceza de Iași. Ne amintim diferitele evenimente organizate la nivel diecezan. Din 2018 n-a mai fost organizată o astfel de întâlnire, da, exceptând anul 2019, când a fost la Iași întâlnirea cu Sfântul Părinte Papa Francisc. Apoi a venit pandemia, timpurile dificile. Iată, reînnoim această sărbătoare, sau mai bine zis, să ducem mai departe tradiția. Sunt așteptați, într-adevăr, mulți tineri și anul acesta la Iași, la Catedrală. În 2012 s-a organizat iarăși o întâlnire diecezană tot la Iași, dar nu la Catedrală. Acum spațiul Catedralei este larg, primitor, curtea aceasta a ansamblului catedralelor noastre e foarte primitoare și îi așteptăm. În această perioadă încă așteptăm confirmările din dieceza noastră de Iași. Dacă să-i facem pe tineri să, nu știu, să aleagă să vină la această întâlnire, să prezentăm un pic și programul acestei întâlniri. Programul va începe, bineînțeles, de dimineață, pentru că atunci e cel mai bine să încep lucrurile frumoase. La 8 și începând cu ora 8 și jumătate se vor deschide centrele de primire, vor fi primiți participanții din diferitele parohii sau din diferitele locuri din dieceza de Iași. Apoi va avea loc un moment de animare începând cu ora 9:30, iar efectiv momentul de început al acestei zile va fi la ora 10 cu momentul de rugăciunea de deschidere. Apoi această rugăciune de deschidere va fi urmată de un moment catehetic, pentru că adunăm tinerii și să le oferim ceva pentru suflet, o învățătură pentru suflet. Și un moment catehetic însoțit, bineînțeles, de mărturii. Apoi va urma pregătirea pentru Sfânta Liturghie, liturghie care va începe la ora 11:30 și care, mulțumim Domnului, va fi celebrată de către cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al sanctității sale, Papa Francisc. Așadar, o onoare pentru noi să primim vizita acestui cardinal. După amiază va fi un moment special care se numește Festivalul Tinerilor, un moment de voie bună, un moment de bucurie în care tinerii vor putea să petreacă timp împreună, să se bucure, să danseze, să cânte.
și să plece, bineînțeles, apoi cu amintiri frumoase spre casele lor, să ducă și în comunitățile lor din bucuria pe care ei o pun în comun și o împărtășesc unul cu celălalt. De altfel, știu că la astfel de întâlniri se leagă prietenii și mulți pleacă cu această amintire frumoasă a prieteniilor legate și apoi cu dorința de a se reîntâlni la noi astfel de întâlniri, fie la nivel diecezan, fie la nivel de canal. Și sperăm că și anul acesta va fi la fel și avem toate motivele să credem că va fi astfel. O zi care se pregătește, o zi care nu are doar această Sfântă Liturghie în centru, este foarte important să nu uităm că în centru se află Sfânta Liturghie și ați amintit deja despre participarea cardinalului Pietro Parolin, secretarul de stat al sanctității sale, este numărul 2, cum s-ar spune, din Vatican. E un gest deosebit al prețuirii pe care o are Sfântul Părinte Papa Francisc față de România, față de Iași și, bineînțeles, față de această comunitate a catolicilor din Moldova. Faptul că participă cardinalul Parolin e un lucru deosebit. Știu că programul e foarte încărcat, dar a ținut să fie alături de noi în această zi sau în aceste zile. Și chiar aș aminti un pic că este și o perioadă de pregătire. Aceste zile de 18 mai sunt diferite momente. Este o novenă care se face de rugăciuni, care se face în dieceză. Este și un simpozion la seminar pe data de 16 mai, iar în ziua de 17 mai, chiar atunci când aniversăm beatificarea episcopului Durcovici, este toată dieceza invitată să celebreze o liturghie sau să înalțe rugăciuni către Bunul Dumnezeu ca recunoștință pentru darul beatificării, dar și cu această speranță că fericitul Anton Durcovici va fi sfânt, va fi canonizat și se va bucura, pentru că asta este diferența între gradul acesta de fericit și sfânt. Acum doar dieceza de Iași, biserica din România, apelează la mijlocirea sa. Atunci când este canonizat, când devine sfânt al bisericii, întreaga biserică universală aleargă la mijlocirea sa. E ziua tineretului în centru, vă ocupați de tineri, ați împărtășit deja tinerilor, ce vă spun despre acest moment? Am împărtășit deja această veste cu tinerii în diferitele întâlniri pe care le-am avut. Bineînțeles că e un motiv și de bucurie pentru ei și o mare provocare, mai ales pentru cei de aici, de la Iași, de la catedrală, care sunt cumva gazdele evenimentului, pentru că doresc să pregătească cât mai bine evenimentul, să se implice și sunt bucuroși, mai ales pentru faptul că există o întâlnire diecezană a tineretului. I-ați amintit de mai multe ori că n-a mai avut loc din 2018 o astfel de întâlnire, iar ei se bucură de un astfel de eveniment și mai ales se bucură că pot să participe în mod direct și să pună umărul la pregătirea acestui eveniment atât de deosebit pentru tinerie. Chiar o onoare pentru noi și pentru ei să putem să pregătim un astfel de eveniment. Părinte Edi, suntem spre finalul acestei ediții a emisiunii Lumina Creștinului și așa spre final vreau să încurajăm pe cei care doresc să participe și înainte de toate trebuie să spunem că nu doar tinerii pot participa la această întâlnire de la Iași, chiar mai ales cei care sunt la Iași și adulții pot participa și chiar sunt invitați pentru că va fi o celebrare sărbătorească, mai ales la liturghie. Un îndemn pentru tineri, de ce ar trebui ei să participe la această întâlnire? Le adresez același îndemn pe care Iisus îl adresează ucenicilor care, auzind de el, au plecat în urma sa, pe urmele sale: veniți și vedeți.
veniți și vedeți nu doar ca participanți, nu doar pentru a lua parte la acest eveniment, dar veniți și vedeți și fiți parte a acestei întâlniri. E o întâlnire pentru tineri, dar în care tinerii sunt chemați, dincolo de faptul că sunt oaspeți ai catedralei, sunt invitați să se simtă ca acasă la această întâlnire. E o întâlnire care îi aduce pe tineri împreună pentru a împărtăși și pentru a-și da seama că da, uite, sunt și alți tineri care cred, așa cum cred și eu, ceea ce poate fi o încurajare pentru ei. Sunt tineri care traversează provocări la fel cum traversez și eu și da, merită împreună cu alții să ne punem în slujba acestui, să devenim ucenici ai lui Iisus Hristos și să trăim împreună credința într-o lume în care poate uneori e puțin mai tulburată sau prezintă diferite opreliști. Părinte Eduard Cristian, mulțumesc pentru prezența în această ediție a emisiunii, mulțumesc pentru informațiile oferite, mult succes în organizare și, bineînțeles, să dea Domnul ca să fie cât mai mulți prezenți și să se bucure de această sărbătoare pe care o organizăm la Episcopie, la Catedrala noastră din Iași. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi la această emisiune și, bineînțeles, până data viitoare, vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!